pentru a opri pe viitor aplicarea unei proceduri abuzive în vederea revocării procurorilor cu funcții de conducere. Nu este vorba despre bani, prin cererea pe care am formulat-o nu am solicitat plata unor despăgubiri, ci vorbim de o chestiune de principiu. Am solicitat Curții Europene a Drepturilor Omului să constate că mi-au fost încălcate în această procedură de revocare anumite drepturi fundamentale, cum sunt dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, dreptul la un recurs efectiv. Practic, ce s-a întâmplat? Într-o procedură în care eu nu eram parte, și vă reamintesc, Curtea Constituțională a avut spre judecată un potențial conflict între Guvernul României pe de o parte și președintele României, între Ministrul Justiției pe de altă parte și președintele României. Deci într-o procedură în care eu nu am fost parte, nu am fost citată, nu am avut dreptul să-mi fac apărarea, nu am avut posibilitatea să intervin în proces, mi s-a aplicat o sancțiune a revocării de către Curtea Constituțională, cu toate că, în legea Curții Constituționale, această atribuție de revocare sau de sancționare a procurorilor cu funcții de conducere nu este prevăzută. Deci este o chestiune de principiu. Mai mult decât atât, a fost o decizie care a fost definitivă, așa cum spune și motivarea Curții Constituționale, ea nu poate fi atacată, pentru orice cetățean al acestei țări care este supus unei proceduri prin care este sancționat disciplinar sau este revocat din funcție, are dreptul să conteste această măsură. Ori, decizia Curții Constituționale a fost definitivă, fără drept de a fi contestată, și astfel am apreciat că mi s-a încălcat dreptul la un recurs efectiv. Deci, repet, este o chestiune de principiu, nu am solicitat niciun fel de despăgubiri, ci doresc toparea îngenuncherii procurorilor, doresc stoparea aplicării unei astfel de proceduri abuzive și altor procurori cu funcții de conducere, pentru că în acest moment această decizie poate fi invocată ca precedent pentru revocarea oricărui procuror care deține o funcție de conducere în Ministerul Public. Domnule Chefeș, și când vorbiți de îngenunchierea procurorilor, vă referiți la cineva anume? Da, așa cum am declarat și la finalul mandatului meu de procuror șef, așa cum am declarat și anul trecut în cursul februarie, când am spus că acest atac urmărește îngenunchierea statului român, prin aceste atacuri și prin aceste modalități se încearcă stoparea activității procurorilor, se încearcă stoparea independenței procurorilor, se încearcă înlăturarea din funcția procurorilor care doresc să continue lupta anticorupție și care doresc să investigheze cauze. Sunt lucruri pe care le-am mai spus și anterior. Ministrul Justiției, cu privire la acest demers pe care l-ați făcut la CEDO, spunea seara la un post de televiziune și vă citesc, doamna Chioveși s-a dus la CEDO ca să rămână în actualitate, să mai vorbim despre dânsa. Cum comentați această afirmație? Nu comentez. Eu comentez întotdeauna ce fac. Eu nu comentez ce zic alții. Ce răspundeți celor care spun că acțiunea este inadmisibilă? Este o acțiune pe care am formulat-o, haideți să așteptăm decizia. Aș mai vrea să fac și o precizare, pentru că am văzut în spațiul public anumite speculații. Prin această acțiune eu nu doresc repunerea pe funcție, de fapt nici nu este posibil acest lucru. Deci, repet, demersul este unul care vizează o chestiune de principiu, nu vizează situația mea personală, reinstalarea pe funcție sau obținerea unor despăgubiri. Situația actuală de la Direcția Națională Anticorupție, am văzut că doamna Jurma nu a dorit să mai fie prelungit interimatul. Cum vedeți ceea ce se întâmplă acolo și dacă toate aceste schimbări la nivel de conducere afectează activitatea instituției, activitatea propriu-zisă? Haideți că sunt... Chiar astăzi, cred că sunt 6 luni de când am fost revocată din această funcție, nu mai conduc instituția, deci ce se întâmplă la DNA trebuie explicat de cei de la DNA. Eu, ca de obicei, vă explic ceea ce fac și dacă sunt de dat informații referitoare la funcția pe care o dețin în prezent, este altceva. Dar nu comentez, ca de obicei, ce fac alții și nici nu pot să comentez ce se întâmplă într-o instituție din care eu lipsesc de cel puțin 6 luni. În ceea ce privește revocarea procurorului general, procedura fiind similară cu cea în cazul dumneavoastră, de asemenea, este vorba despre o revocare abuzivă, așa cum susțineți că vi s-a întâmplat dumneavoastră? Nu comentez acest demers, dar, repet, această solicitare pe care am adresat-o Curții Europene a Drepturilor Omului urmărește că această procedură abuzivă de a revoca procurorii cu funcții de conducere să nu fie aplicată și în cazul altor procurori. În situația ipotetică în care Curtea va constata că au fost încălcate prin această procedură drepturi fundamentale, această decizie a Curții Constituționale nu va putea fi aplicată în cazul altor procurori. Mulțumesc! La revedere!